Administrația Națională de Meteorologie a emis două coduri de avertizare meteorologică pentru o mare parte din țară, astfel că în intervalul 24 iulie ora 12 și până la ora 21 va exista un cod portocaliu de instabilitate atmosferică cu acumulări importante de apă manifestate prin averse torențiale pe arii extinse și în special în zona de munte. O altă avertizare a meteorologilor este un cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată la munte în sudul Banatului, în Oltenia, Maramureș, Moldova, Muntenia, în Dobrogea continentală și în cea mai mare parte a Transilvaniei. Astfel că în intervalul 24 iulie ora 10 și 25 iulie ora 10, instabilitatea se va manifesta la început în zonele montane, iar spre seară și noaptea în celelalte regiuni. Vor fi averse torențiale, intensificări ale vântului și descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri per metru pătrat și izolat de peste 40 de litri per metru pătrat. Pe alocuri vor fi vijelii cu rafale în general de 50-70 de km pe oră și căderi de grindină. De menționat este faptul că instabilitatea atmosferică se va menține accentuată și în următoarele două zile în cea mai mare parte a țării.